Fermierii amenință că anul acesta mielul de Paște va fi cu 10% mai scump decât în 2023 și dau vina pe prețul furajelor. Acum în magazine un kilogram de carne de miel costă 55 de lei, iar în luna mai ciobanii sunt deciși să ceară și mai mult. Chiar se îndeamnă unul pe altul online să facă asta. Sunt liniștiți și pentru că își pot trimite oricând animalele nevândute în țările arabe. Pe acest grup nu vor mai fi acceptate postările care oferă sub 24 de lei pe kilogram în viu. Cu rugăminte, acum apare o postare cu prețul mai mic de 24 de lei, urgent un raport. Anunțul care a apărut pe un grup online cu zeci de mii de membri a fost ulterior șters, dar arată că fermierii au de gând să țină de preț și se plâng că dau tot mai mult pentru mâna de lucru și furaje. Toată ziua în câmp, în frig, toată iarna să le furajez, porumb, fân, ciobani, nu mai zic, nu mai găsim. Foarte scumpi. Vor să obțină cât mai mult, ca oricare, pentru că este prima vânzare după iarna unde au cheltuit foarte mult ca să-și întrețină animalele. Dar nu putem nici exagera. Specialiștii de la Stațiunea de Cercetare pentru Creșterea Ovinelor Păpăuți Botoșani au calculat exact cât costă îngrijirea unui miel timp de 3 luni, până ajunge la greutatea ideală pentru vânzare. Au pus la socoteală laptele, furajele și cheltuielile de întreținere. Costul total se ridică la 600 de lei, iar împărțit la 30 de kilograme, rezultă prețul pentru un kilogram în viu. În final ajunge un cost de 22 de lei,03 bani, fără TVA. Luăm în calcul și TVA-ul, deci se duce maxim 24 de lei în viu. În magazine, carcasa costă dublu. Că vorbim despre mielul carcasă, prețul de plecare este 50 de lei, cel mai mult cântăresc furajele, după care forța de muncă. Iar în momentul în care tragem linia din cei 24 de lei, poate că cel mult 10% ar putea vorbi despre venituri care se rămână producătorului. Știm foarte bine că la un moment dat, de la acest preț, poate să apară acei intermediari care cer, eu știu, 30 de lei în viu sau merg mai departe pe o carcasă unde deja se vehiculează o sumă de 60 de lei pe carcasă. Nu e în regulă. Fermierii care nu reușesc să-și vândă miei de Paște au posibilitatea să-i dea la export în țările arabe. Prețul în viu este în acest caz și mai mic, în jur de 21 de lei.